Mai mulți locatari din cartierul 8 și al municipiului Suceava, care locuiesc în blocurile din vecinătatea școlii Ion Creangă, au sesizat primăria Suceava și inspecția în construcții, după ce un bărbat a încercat să amenajeze o parcare privată cu 19 locuri în curtea interioară a imobilelor. Proprietarul terenului are autorizație de construcție. Terenul ăsta, doamnă, noi știm că a fost al lui cu Ion, care e așa, el este un bătrân care a stat în Sfântul Ilie. Terenul, dacă a fost al lui, el la momentul respectiv, când s-a luat și s-a făcut blocurile astea aici, el a fost despăgubit. Li s-a dat apartamente la copii, câți copii au avut, atât apartamente li s-a dat. Și probabil că încă mai stau în apartamentele care le-au dat așa. După aceea, eu a fost despăgubit când s-au dat proprietățile înapoi în 90 sau când a fost așa, li s-au dat pământ undeva pe la casa de apă sau pe aici în spatele stațiunii. Acum vine înapoi ca să spună că este pământul lui, când o dat o luat acolo, dacă o luat, li s-au dat apartamente. Cât poate să coste pământul ăsta ca el acum să vină înapoi și să spună că este pământul lui? Dar ați discutat cu cei de la primărie, să îi întrebați pe cei de la primărie de ce au eliberat autorizația de construire? Noi am făcut o sesizare, dacă vreți să pot și arăta, am făcut și către primărie, la domnul primar, și la prefectură am făcut, și la disciplina în construcție, și la inspecția din mediu, și la dincolo la garda din mediu, iar la fel, peste tot locul am făcut, că uitați, au venit să ne taie copaci, mai de mult. Deci la început cu gândul ăsta au venit, ca să taie copaci. Am spus, doamne, nu se poate, că asta este viața noastră, noi la ăștia primim aer. Deci este necesar copacul împrejurul. În urma sesizărilor făcute de locatari, la fața locului s-au deplasat inspectori de la primărie, poliția locală și inspecția în construcții, pentru a verifica dacă cel care a devenit proprietar pe suprafața de 5,5 ari de teren între blocuri are toate documentele în ordine. De când el a venit aici, de anul trecut tot face măsurători aici, tot a spus că face garaje, că nu știu ce și asta. Deci el nu a venit la noi acum, după ce s-au făcut toate garaje, toate măsurătorile astea și așa, nu a venit la noi ca să spună, domnule, uite, ăsta este proiectul, eu trebuie să fac asta, trebuie să fac asta. Noi am luat, de pe unde am putut noi și de pe unde când am venit și ne-au spus că face și tot cu măsurători 5 metri de la peretele blocului. Ce face? Dacă el face zid acolo și dacă vrea să facă, nu știu, pe verticală cum vrea el, păi noi așa ne gândim, dacă este verticală, vine în sus, el o să facă 1, 2, 3, poate și nu știe câte garaje, că așa scrie pe autorizație, avem autorizația aici care așa spune, pe verticală, păi el spune orizontală, verticală, nici el nu știe cum face. La discuțiile pe care locatarii le-au purtat cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții de control a asistat și proprietarul terenului. Bărbatul susține că nu se teme de controle. Pe de altă parte, locatarii spun că dacă va construi parcarea privată pe limba de pământ dintre blocuri, garajele din zonă nu vor mai putea fi folosite pentru că spațiul este limitat.